Salutare! Astăzi nu știu în ce formă sunt, dar nu sunt într-o formă tocmai bună. E cald afară, e foarte greu să mă concentrez, am filmat de vreo 3 ori, dar nu mă las. Pentru că vreau neapărat să vă arăt ceea ce mi-am cumpărat din acest catalog 10, catalog care a început pe 10 iulie. Pot să vă spun din start că mi-a fost destul de greu să-mi aleg cumpărăturile din acest catalog pentru că am avut impresia că am tot ceea ce îmi trebuie și că în mod normal nu prea aș avea ce comanda. Însă, în momentul în care am început să răsfoiesc cu atenție, am găsit câteva produse. Comanda mea nu e foarte mare, o să rămâneți surprinși că am de data aceasta puține produse. E posibil să mai comand ceva până la finalul catalogului, dar să nu mai lungim vorba, hai să vedem ce am în cutie. În acest catalog a apărut o nouă apă de toaletă, My Little Garden se numește. Am comandat-o pentru că mi s-a părut interesantă combinația de busuioc și lăcrămioară. Am și mirosit-o și ceea ce mi-a plăcut a fost faptul că are un miros proaspăt, fresh, te bine dispune și în același timp miroase a verde, a grădină, exact cum are și denumirea, My Little Garden, grădina mea mică. De asemenea, e foarte important să știți că puteți să achiziționați această apă de toaletă la un preț foarte bun, 39,99, dacă aveți cel puțin cumpărături din acest catalog în valoare de 69 de lei. Eu zic că e ușor de obținut oferta asta pentru că oricând îți mai trebuie câte un produs, așa că profitați de ea. Ce mi-am mai cumpărat? M-am gândit să dau un restart pielii mele, așa că mi-am luat o mască purificatoare din gama Swedish Spa, o gamă care conține minerale marine. N-am încercat-o niciodată până acum, are un preț foarte bun, 9,99, așa că am spus hai să aducem ceva nou de data aceasta pe ten, să vedem ce se întâmplă. Am mai folosit produse din gama Swedish Spa, am fost foarte mulțumită de ele, cred că va fi ok și cu asta. O să vedem. Mi-am adus în colecția de oje două noi nuanțe, Orange Sorbet și Royal Blue. Două nuanțe care mi se par foarte drăguțe, electrizante și vesele în același timp. Vara simțim nevoia să fim mai exuberanți, mai energici, așa că puțină culoare bine dispune întotdeauna. Am mai folosit aceste oje, prețul lor este foarte bun, 9,99, deci... Bine ați venit în colecția mea de oje. Ce mai am aici? Un fixativ din gama Hair X, fixativul care mi oferă volum părului, un fixativ și un produs pe care îl iubesc și îl iau întotdeauna cu mine la coafor, de câte ori merg, și de asemenea spuma pentru volum din aceeași gamă. Îmi plac aceste produse pentru că sunt ușoare, light, nu încarcă, iar prețul lor undeva până în 20 de lei atunci când sunt ofertate, 18-17 reprezintă un preț foarte bun. Am aici, evident, pachetele wellness, cel pentru femei și pentru bărbați, pentru că eu am abonamente la aceste minerale și vitamine, le consum permanent, a la long, fără întrerupere, pentru că îmi doresc ca în fiecare zi să am o stare de bine, să mă pot concentra, să-mi pot face toată treaba pe care o am și nu vreau să simt senzația aceea de sfârșeală, de oboseală și să mă întreb mereu oare când mai apuc și eu să dorm sau de-abia aștept sfârșitul de săptămână că nu mai pot de oboseală. La noi lucrul acesta este rezolvat. Mai am aici un produs nou, este un rimel nou, este gama Colorbox. E o gamă care e rebranduită, practic înlocuiește vechea gamă Pure Color, care este într-o prezentare nouă. Nu știu ce face acest rimel, voi vedea, am fost tentată să-l încerc. Până acum am 3 rimeluri preferate de la Oriflame. Acestea bănuiesc că le-ați mai văzut în videourile pe care le-am mai făcut,
Deci îl iubesc pe cel de la Giordani, pe cel de la D1. Două variante, cu negru intens sau rezistent la transfer. Voi vedea ce face și acesta. Nu am foarte mari așteptări de la el, trebuie să recunosc. Prețul este unul pe măsură, 11,99, dar dacă tot e o noutate, hai să vedem și cum e acest produs. Mai am aici un produs din gama Wellness și e vorba de shake-ul cu aromă de căpșuni. Iubesc aceste shake-uri, le folosesc. Micul meu dejun de multe ori este compus din acest shake pe care îl prepar cu lapte de grăsat, în care pun fructe, de obicei banane, portocale, mango, am făcut diverse combinații, fructe de pădure și în momentul în care pe lângă laptele de grăsat pun și două cuburi de gheață, shake-ul are o savoare deosebită. Tot timpul am impresia că micul meu dejun e de fapt o înghețată topită. Ce mai avem aici? Abrazivul cu zahăr, cu particule de zahăr. Îmi place această gamă și îmi place să am mai multe produse exfoliante la îndemână, pentru, ca și gelurile de duș de altfel, pentru că îmi place să diversific și mirosurile și permanent să am o altă stare. Ce mai avem? Ce mai avem? Ce mai avem? Un produs din gama Fit Up, un abraziv de picioare, este un abraziv pentru tălpi. Un produs care, am înțeles, citind în catalog, conține inclusiv particule de piatră pons și, din ceea ce scrie în catalog, oferă rezultate uimitoare chiar după prima folosire. Și, de asemenea, tot în această gamă mi-am comandat un ser pentru bătături și pentru tălpi. Nu am probleme cu bătăturile și cu tălpile îngroșate, însă în momentul în care mergem în excursii și obișnuim să circulăm foarte mult, să colindăm foarte mult locurile, simt nevoia unor produse care să mă ajute puțin și să-mi dea un confort sporit. Și se pare că, din câte văd eu, am ajuns la ultimul produs. Este tot un produs pentru îngrijirea unghiilor și a cuticulelor. Crema hrănitoare pentru cuticule din gama D1. E un produs pe care l-am mai folosit și pe care îmi place să-l am în trusă, pentru că mi se pare foarte eficient când vine vorba de întreținerea cuticulelor și a unghiilor. Acestea au fost cumpărăturile mele din catalogul 10, relativ puține față de alte cataloge, dar, repet, s-ar putea ca până la finalul catalogului să mai fac și alte cumpărături. Nu se știe, catalogul de-abia a început. Până când ne vom revedea la un nou unboxing, nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Aș vrea să aflu părerile voastre referitoare la aceste produse. Mi-ar place să aflu care sunt produsele de pe lista voastră de cumpărături și ce alte produse din acest catalog vă mai fac cu ochiul sau vă doriți să le încercați. Nu uitați să vă abonați la acest canal, să dați like dacă v-a plăcut acest video și, bineînțeles, să-mi lăsați sugestiile voastre cu privire la alte clipuri pe care ați dori să le vedeți pe acest canal. Vă pup, vă doresc o vară incendiară, plină de zâmbete și ne revedem cu bine! Pa, pa!